Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 16 februarie 2023 și am zis să vă arăt ce jucărie folosesc eu acum pentru a-mi pregăti ingredientele pentru turtă. Trebuie să vă spun că aici am niște drojdie de bere furajeră în toată regula nucea pe care o găsiți la magazin la picole, că eu pe aceasta, nu știu, am dat vreo 6 lei per kilogram anul trecut, dar nu pot să o folosești astfel, așa că avem nevoie de o astfel de jucărie care va, va măcina această drojdie de bere furajeră și o va face astfel, o va face o pudră. Bun, pe care o vom putea folosi la turtă. Acum, ce să vă zic despre această jucărie, are aici un timer. Într-un minut îl face așa fin, el macină foarte fin. Este luat are 3400 de rotații, este luat din străinătate, am dat undeva la 300 de lei pe el, îl găsit și în România, dar să spun așa la un preț mai mare și cam asta este, are un capac, să încerc cu o mână, încerc cu o mână, fiindcă mi s-a stricat trepiedul, și n-am ce să îl pun. Are acest capac cu niște sisteme de siguranță pe care le strângem, deci acum îl strâng. L-am strâns, mai are un buton și aici, stați să vă arăt, aici, ca să strângem bine și ăsta, că cu ăsta îl basculăm, basculăm direct în galeată pudra. Acum o să o să bag în priză și o să i dăm drumul. Odată băgat în priză se aprinde acest bec roșu. Tot ce trebuie să facem este să-i dăm drumul aici, îl punem pe un După ce s-a terminat măcinarea, am desfăcut aceste sisteme de siguranță, desfaci capacul, ridici un pic și iată, așa arată după ce e măcinată, gata. Acum voi goli în găleată și cam asta este. Deci, astfel îmi fac treaba, asta este un fel de activitate de hobby, fiindcă nu, mai trebuie să măcinăm și zahărul și va trebui să mai, după ce măcinăm zahărul, mai pregătim câte ceva până ajungem la turtă, mai durează. Bun, cam atâta am vrut să vă prezint azi, până data viitoare, numai bine!